Bună seara! Am să încerc să nu folosesc microfonul, sala asta care are deodată o destinație de tranziție, are o acustică proastă și fac mai rău dacă vorbesc la microfon. Așa că am să folosesc câteva lucruri. În primul rând trebuie să încerc scuze de față dumneavoastră, voi face un gest foarte nepolitic și după ce voi vorbi, voi fi nevoit să plec, vă rog să mă scuzați. Nu se face așa ceva bun normal, dar n-am un control, voiam de trimis un raport la Ministerul pe care trebuie musă să-l fac astăzi și mie dimineața trebuie să mă trezesc cu noaptea în cap să ajung la aeroport de vreme. În primul rând să mulțumesc că ați venit aici. Pentru mine, faptul că sunt aici și pentru că pe cândva dumneavoastră vă cunosc și știu că sunteți oameni interesați realmente de patrimoniul muzeului, este o bucurie foarte mare pentru mine că veniți aici, ca la dumneavoastră acasă. Ce aș vrea să spun este că prin acest proiect, lansat, din păcate, foarte târziu, Muzeul Național de Arheologie face un lucru pe care orice muzeu din lume, nu numai din România, ar trebui să-l facă. Noi nu suntem proprietari acestui patrimoniu al muzeului, suntem administrator. Și datoria noastră este ca patrimoniul pe care îl administrăm să-l facă cunoscut beneficiarilor public. Ei bine, aici ne-am lovit de două impedimente. În primul dintre ele este o mentalitate adânc rădăcinată în rasa noastră a muzeografilor, aceea că mulți dintre muzeografii că sunt nu doar administratori ai patrimoniului, ci chiar proprietari. Este proprietari geloși. Nu lasă ca nimic din ceea ce știu ei, informația pe care o posede ei, să ajungă la public, ca nu cumva altcineva să profite și să publice într-o comunicare științifică date despre patrimoniul deținut de instituția unde ei lucrează. Asta este o boală, nu știu câte muzee din lume este, dar să știți că România este vasi totalmente. Mă lupt cu această mentalitate de ani de zile în muzeele României. A doua problemă este că atunci când vine vorba despre digitizare sau numerizare, cum să spuneți, autoritățile noastre tutelare nu înțeleg că asta se face cu bani. Ei imaginează că poți face o poză cu mobilul și gata. Ai îndeplinit obiectivul, o pui pe Facebook și cu asta ai rezolvat problema. Ai pus în valoare patrimoniul. Orice analfabet poate să pună pe Facebook. Orice. Cei care lucrează în Dumnezeu nu cu asta se ocupă. Ei fac o cercetare pentru obiectele pe care le vizitează. Muzeul nostru a încercat să fie unul dintre primele muzee din România care a urcat pe site-ul european bunuri din administrarea noastră și care, cum sper că știți, nu înseamnă doar o simplă imagine pusă pe site-ul european, în spatele acestei imagini există o serie de informații. La fel este și cu bunurile din arhiva muzeului. Nu se publică o simplă fotografie. În spatele acestei publicări de ale imagini există o muncă de cercetare pe care o fac niște specialiști și care muncă durează pentru fiecare imagine uneori săptămâni, uneori luni. Nu poate chiar la mult. Pentru că o imagine sau fișiere, un fișier audio, video, deschide o lume. Și este o lume care se pierde. Eu mă iau pe mine drept exemplu și nu-mi vine să cred prin ce memorie scurtă am.
Sunt bucureștean, am bătut orașul ăsta în tinerețea mea din toate părțile și constat acum cu groază că deși cartierul Uranus s-a demolat când eu eram student, în momentul de față nu mai am nicio imagine în mintea mea despre cum arăta acest cartier. Trebuie să mă uit în fotografii. Trebuie să încerc să reconstituie cu ajutorul unor imagini. Și este vorba despre un trecut de acum 35 de ani, nu de acum 100 de ani. Nu e un trecut pe care nu l-am cunoscut. E un trecut care s-a șters prin mintea mea. Și, nu știu, poate că alții au lucruri mai bun decât mine. Poate că alții au reușit să învingă această tentație pe care a avut tot timpul dictatorii de a face ca istoria să ceapă cu ei. Așa a fost și Lenin, așa a fost și Hitler, așa a fost și Nixon, așa a fost și Ceaușescu. Dorința lor de a distruge trecutul, a scris Jurescu, fostul director al acestui muzeu, a scris o carte cu un titlu remarcabil, Raising of Romania's Past. Asta nu Ceaușescu se face, să șteargă trecutul României ca lumea să înceapă, ca istoria rămâne să înceapă cu el. Și eu sunt o victimă a politicii Ceaușescu. Pentru mine o multă informație din ceea ce am dobândit în București în Nete s-a șters. Am privit cu plăcere, cu curiozitate, cu satisfacție câteva imagini din Arhiva Bauch, care acum este pusă în valoare de colegii mei de la Arhiva Muzeului. Câteva imagini sunt și din acel vechi centru al capitalei. Dar este vorba despre o mulțime de alte imagini, despre o mulțime de alte documente sonore și video, pentru care, pentru fiecare dintre ele, colegii mei de la Arhiva au depus o muncă uriașă de documentare, de explicare, astfel încât patrimoniul să fie înțeles de oameni, să fie acceptat, să fie integrat în sufletul, în mintea celor care beneficiază de aceste bunuri culturale. Este vorba despre o punere în valoare a unui patrimoniu imaterial. Știți că de-abia în anul 2007, la conferința generală a Consiliului Național Muzeu de la Viena, patrimoniul material a fost inclus ca obiect de activitate pentru muzee, a fost inclus în definiția muzeului. Și de atunci, într-adevăr, în toată lumea a crescut interesul pentru acest tip de patrimoniu. Oamenii și-au dat seama că patrimoniul cultural imaterial este uneori chiar mult mai fragil decât cel material, se pierde mult mai repede și dacă nu îl documentăm, e pierdut pe veci și uităm. Un obiect are adeseori șansă să reziste mai mult, să fie uneori restaurat, să fie redefinit, așa, pentru a fi pus în valoare într-o expoziție muzeală. Un cântec, o imagine, un text se poate pierde definitiv foarte ușor și cu asta, pentru fiecare dintre aceste, să spunem, fișiere multimedia, se pierde o istorie întreagă. Așa că proiectul acesta, pe care muzeul ar fi trebuit să-l pornească mulți ani înainte, dar v-am spus de ce nu, că a fost două cauze pentru care acest proiect a fost pornit. Mentalitatea unor colegi și lipsa crasă de finanțare a făcut ca proiectul să fie pornit cu mult entuziasm, cu mult efort altor voluntari, oameni apropiați de muzeu. Și ce să spun, omul de fapt suntem încă la început. Nu pot să fiu decât mândru că grupul de colegi de la Arhiva a făcut ca muzeul nostru să fie totuși primul care a lăsat asemenea platformă prin care patrimoniul audio-video documentar al muzeului este pus la dispoziția publicului. Deocamdată este o participare infimă din ceea ce avem. Trebuie să aveți multă răbdare și oricum trebuie să știți că asta este o muncă ce nu are sfârșit niciodată.
tot timpul colecțiile muzeului se îmbogățesc și tot timpul ele vor trebui să fie puse la dispoziția publicului. Dar este un început bun, zic eu, este un început, din punctul meu de vedere, promițător. Și mai ales m-am bucurat foarte mult atunci când colegii de la arhivă, în frunte cu Iris Șerban, au făcut o prelansare a proiectului, spunem, în vara acestui an, pe strada Verona, la Street Delivery. S-a dovedit că a existat un foarte mare entuziasm în partea publică. Oamenii au reacționat foarte bine, s-a dovedit că sunt foarte interesați de recuperarea acestui patrimoniu, de cunoașterea recuperării acestui patrimoniu. Eu atât am să vă spun, am să las pe Viana Iacob să vă facă o prezentare a proiectului Rețelele Privirii. Cam toți colegii de la Arhiva Muzeului sunt aici de față și s-a aliat și voluntari. Și am să vă rog ca după ce se face această prezentare să vă adresați lor cu întrebări. Sunt convins că vă vor spune cu mândrie ceea ce au făcut. Vă vor spune și neajustul uriașe pe care le avem în momentul de față, mai ales la acest an. Este cam care lucrează în domeniul ăsta al culturii de 35 de ani, cum să spun că este anul cu cea mai proastă finanțare de care mi-aduc eu aminte, cel puțin de multe ori nu o face. Suntem într-un moment de cumpără pentru muzeu. Sperăm, evident, cu asta trebuie cu speranța, sperăm să ne revenim cel puțin la anul deocamdată, anul ăsta trăim foarte mult pe datorie, ca să spun așa, din toate punctele de vedere. Așadar, vă doresc o seară frumoasă, nu uitați că zilele muzeului se încheie duminică. Vă așteptăm și în următoarele zile la noi și sperăm să primim de la dumneavoastră susținerea de care avem nevoie în fața tuturor, a societății și a diferențelor politice. Vă mulțumesc! Eu sunt Viviana Iacob, sunt parte din echipa care a creat acest proiect. L-a scris, l-a implementat. Da, sunt parte din această echipă care a scris, implementat și lansat acest proiect anul ăsta. Munca mea în proiect a fost una de cercetare, dar și una de concept, să spun așa. Eu o să vorbesc undeva la vreo 35 de minute, 40, nu mai mult, nu cred că se poate urmări mai mult de atât, după care puteți pune întrebări și sper să pot răspunde la aceste întrebări. Sau să poată răspunde cineva din public care face parte din proiect la întrebări. Că nu sunt singură, repet, suntem mai mulți. Pe parcursul, prezentării, o să folosesc platforma ca să ilustrez cumva toți pașii pe care i-am făcut. Și cam atât. Asta ar fi mica introducere. Bun. Arhiva etnologică a muzeului conține mai multe fonduri și colecții ce acoperă întreaga perioadă de documentare acestei instituții, de la directoratul lui Alexandru Țigara Samurcaș, până astăzi. Scopul proiectului Rețelele Privirii a fost construirea unei platforme online care să cuprindă acest patrimoniu și să îl pună la dispoziția publicului larg, astfel încât să poată genera o participare activă.
o contribuție și o să discutăm la sfârșitul acestei prezentări cum vedem noi această contribuție și cum sperăm noi ca alți deținători de fonduri să contribuie. În acest sens, platforma nu este doar oglinda depozitului digital, ci presupune o structură care permite utilizatorului să urmărească, să urmărească multiple asocieri între artefacte și să participe în crearea de conținut. Artefactele digitale încărcate în platformă pot fi explorate prin căutarea clasică în bazele de date și aici o să deschid această pagină în care vedeți care sunt de fapt modalitățile clasice, da? Cuvintele cheie, taguri, posibilitate de căutare, da? Cât și prin explorarea universului propriu fiecărui obiect digital. Acesta, din urmă, este creat prin conexiuni cu alte artefacte din arhivă. O fotografie poate fi vizualizată în relație cu înregistrări video sau audio sau date culese în teren. Aceste conexiuni nu există însă a priori indexate în registrele arhivei, ci sunt bazate pe un proces riguros de cercetare sau de cunoaștere la nivel structural a întregii arhive. Conexiunile sunt, deci, proiecte curatoriale în sine și rezultatul unui proces de cercetare și de dezbatere în interiorul echipei proiectului pentru, practic, fiecare obiect digital publicat. Proiectul pilot constă în publicarea în întregime a colecției Aurel Bauch, însoțită de un set complet de metadate și de conexiunile ce o leagă de alte 19 colecții din Arhiva Etnologică, precum și de o prezentare ce explicitează metodologia noastră de cercetare și de expunere într-o manieră accesibilă publicului larg și această explicitare este prezentată de bucățica rețelele privirii. Și aici vi se explică cum vedem noi imaginea, cum vedem noi obiectul digital, cum vedem obiectul de arhivă. E un fel de, să spunem, un fel de mic training pe care poți să-l parcurgi dacă vrei, dar pe care poți să-l omiți și poți să mergi direct la, nu știu, cercetarea serioasă de istoric de artă sau sociolog sau mai știu ce. Acum, ce înseamnă setul complet de metadate? Și asta ar trebui puțin explicat și ca să explicăm asta, o să vă arăt o imagine din colecția Bauch, descrierea ei și setul de metadate. Baza de date este structurată de o schemă operațională standardizată. Asta sună foarte pompos, dar ce înseamnă e următorul lucru. Că aceste metadate sunt standardizate și interoperabile la nivel european prin folosirea unui sistem specific, care se numește Dublin Core și care este folosit de europeană și nu doar de europeană. Transpunerea metadatelor în format digital conform standardului Dublin Core este exprimată sub forma unui tabel. Deci când am lucrat, am exprimat asta sub forma unui tabel și tabelul ăsta avea, să spunem, o serie de rubrici precum autor, suport, tehnică, dimensiuni, proveniență, corelație, colecție, fond, etc. O parte dintre ele le puteți vedea aici. Toate nu sunt niciodată arătate. Asta, din nou, a fost o decizie pe care am luat-o în interiorul proiectului, cât să arătăm pentru a nu încărca platforma și cât este absolut esențial pentru a crea conexiuni, pentru a ajuta utilizatorul să aibă o informație suficientă sau să-l ajute să caute informație mult mai complexă. Acum, deși nu toate sunt vizibile, ele sunt comune tuturor artefactelor similare din arhivă. Colecțiile audio și video au un set de metadate diferit. Deși pentru colecția audio și pentru colecția video s-au avut discuții la fel de aprinse despre cum ar trebui, de fapt, realizat capul de tabel, îi spunem noi. Sau i-am spus noi. Colecția de negative Aurel Bauch a fost donată de criticul și istoricul de artă Radu Bogdan în 1995
Cele 89 de negative pe celuloid monocrom format 6x6 a fost însoțită de o periodizare generală 1939-1946 și de o descriere care l-a identificat drept imagini care ilustrează satul românesc. Fiecare negativ a fost catalogat cu o scurtă descriere în registrul arhivei, nu știu, bărbat mergând pe un drum de țară sau târg de vite sau, nu știu, descrieri succinte, de fapt. Și toate sunt însoțite de periodizarea specificată de donator. Deci 39-46. Cu toate acestea, aceste negative nu sunt singurele artefacte Bauch din arhivă. Colecția creată de Muzeul de Artă Populară conține și ea fotografii Bauch și același lucru este valabil și pentru instituția care a precedat-o, deci pentru Muzeul Țigara Samurcaș. Și aici sunt o serie de unul dintre primele exemple despre unul dintre primele exemple care arată ce conține colecția Bauch. Vedeți acolo BA 548 și ce conține colecția MAP. Ambele sunt colecții ale arhivei etnologice. Și legătura dintre cele două artefacte va fi explicată în curând. Colecția de negative Radu Bogdan este ideal plasată pentru a ilustra nu numai bogăția materialului adunat de-a lungul istoriei acestui muzeu, ci și discontinuități temporale și diferite contexte politice și ideologice, precum și multiple abordări estetice ce caracterizează tot materialul de documentare. La o analiză mai atentă, cele 89 de negative pe celuloid monocrom se extind dincolo de periodizarea inițială dată de donator și dincolo de tematica dată de acesta. Ele arată, de fapt, o cronologie diferită și indică subiecte care nu se limitează doar la lumea satului. Colecția cuprinde, într-adevăr, fotografii ce documentează campaniile etnografice din Văleni, Prut, Dâmbovnic, Gurghiu, Mureș sau vederi din Bucureștiul Interbelic și de la Balcic, dar și minerii din Valea Jiului. Acum, din moment ce cele 89 de negative au fost însoțite doar de o descriere succintă pentru întreaga colecție, iar publicarea lor online necesita un set structurat de metadate, deci din nou o să ne întoarcem la metadate, de deci ai nevoie de, pentru a publica responsabil patrimoniul, ai nevoie de acest set de metadate și pentru colecția Bauch nu avem acest set. Sau aveam, să spunem, doar metadatele tehnice, da? Suport, mediu, etc. Dimensiuni, provenanță. Acest set de metadate este de asemenea important și pentru construirea de conexiuni relevante, atât cu artefactele din interiorul aceleiași colecții, dar și cu cele din fonduri și colecții ale arhivei în general. Iar pentru a, nu știu, pentru a identifica sau pentru a descoperi, să zic așa, informații care să poată să hrănească metadatele, a fost necesară o cercetare care să investigheze cumva istoria de expunere și publicare a acestor negative. Datarea a necesitat așadar o coroborare a numeroase surse, precum biografia fotografului, broșuri ale expozițiilor și articole care au discutat proiecte expoziționale ale lui Bauch, publicări în ziare și reviste contemporane autorului, articole academice dedicate cercetării etnografice din perioada interbelică, istorie orală, precum și expertiză privind costumul din diferite zone etnografice sau tehnică fotografică. Informațiile adunate în acest fel au creat un context, iar contextul a informat o cronologie. Astfel, în cazul colecției Bauch, am identificat mai multe serii. Putem spune că există o serie Băleni, una Dâmbovnic, una Gurghiu, una Valea Jiului, dar există și o serie de fotografie industrială și dedicată
Bucureștiului, vistelor din București. O serie poate crește sau poate diminua, sau se poate diminua în urma cercetării sau a eventualelor contribuții externe. În orice caz, structura platformei online este gândită în așa fel încât să susțină această fluiditate a conținutului. Și o să explic după ce trec prin aceste câteva cazuri ce înseamnă această fluiditate a conținutului. Acum, o mică biografie, ca să știm despre cine vorbim. Și oricum, această biografie a informat periodizarea artefactelor. Este ca un soi de bazin, să zicem, care ne-a permis să ne orientăm. Un bazin de informație care ne-a permis să ne orientăm. Aurel Bauck s-a născut la Craiova în 1900, între 1921 și 23 studiază cu Arcipenco la Berlin, din 23 până în 36 se află la Paris, unde frecventează cursurile Școlii Academiei Moderne. În 1929 începe să experimenteze cu noi tehnici fotografice, în 34 publică primele sale fotografii în diverse reviste românești și franceze. În 36 participă la expoziția internațională de fotografie contemporană de la Paris și este pentru prima dată remarcat pentru arta lui. În 37 Bauck deschide Studio 43 în București, în 38 are loc prima sa expoziție personală, începând cu 1939, și aici e un pic de informație care e oarecum diferită față de biografiile care pot fi citite la ora actuală în literatura secundară. Începând cu 1939, participă la expozițiile de fotografie organizate de Oficiul Național pentru Turism și mi se pare că nu este o coincidență că Bauck se întoarce în 36 și că Oficiul Național de Turism este creat în 36. În 39 publică în revista ONT, deci în revista Oficiului Național de Turism, două fotografii, Fantezie de iarnă și Spicul Holdelor, cea din urmă fiind câștigătoarea celei de-a cincea expoziție ONT. Deci toate informațiile astea poate că parcă pică din cer și sunt așa o avalanșă de informații, dar absolut fiecare, să spunem, bucățică informativă a ajutat la periodizarea unui artefact din această colecție. Absolut orice fel de, să spun eu, de informație. La unele ne-am întors de foarte multe ori, despre unele am vorbit și la telefon la distanță, fiecare bucățică informativă a contat. Fiecare informație. Succesul expoziției personale din 38 a funcționat probabil ca o recomandare pentru colaborarea cu membrii școlii gustiene. Bauck pare să înceapă această colaborare în timpul campaniei 60 de sate sub conducerea sociologilor Gălopenția și Mihai Pop. Între 38 și 47, Bauck documentează campaniile din Văleni, Dâmbovnik, Făgăraș, Gurghiu și Mureș. Pe lângă acestea, însă, Bauck lucrează și la un proiect dedicat Văii Jiului, începând cu 1945. În toamna anului 1946, Bauck deschide cea de-a doua expoziție personală. În 1947, fotografiile lui Bauck din Valea Jiului însoțesc eseul lui Geo Bogza, Oameni și cărbuni. Iar, la expoziția din 1946, de asemenea, avem fotografii făcute în Valea Jiului și există pe Ager Press, dacă căutați, puteți să găsiți fotografii din expoziție. Între 1937 și 1945 Bauck a realizat o serie de portrete care arată cercul său de prieteni, dar și afinitățile politice, după mine. Sasha Pană, Radu Bogdan, care este donatorul colecției, dramaturgul Mihail Sebastian, Andrei Vișinski, Vera Procaciortea, Nineta Gusti, etc. Este destul de dificil să cartografiem activitatea între 49 și 55, deși datorită cercetătorului Sandra Golopenția știm că a fost sub supravegherea securității în legătură cu dosarul de încarcerare al lui Anton Golopenția. În 1955 expune însă din nou, de data aceasta ca membru al jurului pentru expoziția Patria Noastră, și aici din nou e o descoperire cumva diferită sau care informează literatura secundară deja publicată.
de ce spune din nou la această expoziție. În 56 apare ca membru fondator al Uniunii Fotografilor, iar în 57 este membru al jurului primului salon internațional de artă fotografică organizat în România după 1948. În 56 publică lucrarea care este foarte bine cunoscută și care este albumul despre București. În 61 pleacă la Paris și în 64 moare. Deci cam asta ar fi timeline, nu? Timeline-ul acestei colecții. Timeline-ul acestei colecții indicat de biografia Bauch se restrânge în funcție de seriile pe care le-am menționat și se restrânge și mai mult în funcție de cercetarea în aceste serii, da? Cercetarea acestor serii în funcție de să spun, literatura dedicată campaniilor sociologice sau se restrânge în funcție de publicare sau se restrânge în funcție de momente în care el a expus anumite artefacte. Și o să dau câteva cazuri și aceste cazuri sunt cumva extreme pentru întreaga arhivă, adică extreme în sensul cantității de cercetare sau efortului de cercetare depus pentru a, cum să spun eu, pentru a descoperi un titlu sau pentru a descoperi o periodizare sau pentru a încadra un artefact și chiar pentru a lega de alte, cum să spun eu, de alte artefacte din alte colecții. Și o să iau câteva cazuri, acum să vedem dacă găsesc cazurile respective. Da? Acesta este unul dintre primele cazuri. Conform publicației care a difuzat rezultatele campaniei din Dâmbovnik, aceasta s-a desfășurat în două etape, între 12 iunie și 6 septembrie și între 15 septembrie și 13 octombrie 1939. Și informația asta cumva este adunată din mai multe surse. Și din nou, poate să pară ceva super, cum să spun, greoi și plictisitor, dar asta informează parcursul de cercetare care te ajută să ajungi la titlul, la anul, la perioada, la locația, la unde a fost publicat prima dată și așa mai departe. Și toate aceste informații hrănesc și sunt, de fapt, devin metadatele. Sanda Golopenția menționează că Mihai Pop era în teren în perioada 12 iulie, 7 septembrie și 23 septembrie, 15 octombrie și că i-ar fi cerut lui Anton Golopenția să-l aducă pe Bauch la Dâmbovnik înainte de încheierea recoltei. Și dintr-o dată ai limitele acestei serii, da? Și ai o limită pentru un număr de fotografii, o limită temporală, deci poți să spui fotografia asta a fost luată în 1939, între 22 iulie și sfârșitul lui noiembrie 1939. Cu toate acestea, istoricul publicării nu asigură un titlu pentru o anumită fotografie și nici nu poate fi singurul motiv din spatele atribuirii unei date și a unui loc pentru un artefact într-o colecție. De exemplu, în 1940, Bauch a participat la cea de-a șasea expoziție ONT. Cu această ocazie a expus 10 lucrări. Înălbitul pânzei, fântână cu troițe, moșneni din Argeș, domniță din Maramureș, în Biharia, pot peste Argeș. Le spun pe toate pentru că au sens, o să aibă sens mai încolo, de ce le zic pe toate. Procesiune la Mândra Făgăraș, drum de țară. Deși această mică broșură menționează doar titlurile fotografiilor expuse, acestea sugerează perioada de execuție în timpul campaniei din Dâmbovnik, Argeș, dar și prezența fotografului în zone precum Făgăraș și Maramureș și prezența lui în aceste zone este confirmată de literatura sau de istoriografia pe sociologie, să zicem, pe istoria sociologiei în România. În studiul dedicat campaniei din Dâmbovnik, publicat în 1942, apare o fotografie similară cu... acum o să vorbim despre un alt caz, să văd dacă îl găsesc. Am încercat să le deschid pe toate, pentru că avem internet printr-un telefon. Și atunci... Da, o avem aici. Da? Femeii înălbim pânza la soare.
Deci, în studiul dedicat campaniei din Dâmbovnik, publicat în 42, apare o fotografie similară cu, cu aceasta, deci similară cu negativul. Da? Asta nu înseamnă că dacă seamănă și răsare. Da? Deci dacă vedem o fotografie care ar semăna cu o altă fotografie, nu înseamnă că este aceeași fotografie. Deci chiar și cel mai mic detaliu contează. Este de fapt vorba despre, despre un alt negativ. Dar asta nu înseamnă că nu poți să plasezi fotografia respectivă, că nu poți să spui a, da, pentru că e, nu știu, arată același context, poate fi din, să spunem, din perioada Dâmbovnik, din perioada studiului dedicat Dâmbovnikului. Negativul din colecția noastră, din colecția Mețere, este o variație a celui publicat în 1942, fapt ce indică, cum am spus, contextul și periodizarea. Da? Deci studiul a fost publicat în 42, dar el a avut loc în 39 și a avut loc în 39 între datele menționate. Și acum, muzeul a achiziționat însă și fotografia publicată în studiu din Dâmbovnik, pe care o aveți alături. Vedeți, cele seamănă din nou, dar nu sunt același film. În studiu, deci a achiziționat fotografia în perioada comunistă. Ea face parte din, în prezent, din fondul, face parte din fondul Muzeului de Artă Populară, o instituție care a funcționat între 1952 și 1978 și este continuatoarea instituției condusă de Țigara Samurcaș și precede instituția creată după 1989. O hârtie fotografică, este tipărită pe hârtie, pe hârtie fotografică, alb-negru și a fost achiziționată de muzeu în 1954. Subiectul și titlul fotografiei expuse în 1940 sugerează că Bauch a expus o fotografie similară cu BA 548 sau MAP 2601 și indică un titlu sugerat, indică că titlul a fost sugerat de artist. Asta spun indică, pentru că asta nu înseamnă că știm sigur. Fondul MAP funcționează uneori ca un supliment arhivistic și istoriografic și, în acest sens, poate completa și ilumina procesul de datare pentru multe artefacte din colecția Arhivei Etnologice. Astfel, colecția Bauch din 95, donată de Radu Bogdan, poate fi extinsă prin adăugarea unor fotografii care au fost achiziționate de muzeu după 1953. Deocamdată ele nu sunt parte din platformă, dar sunt parte din cercetare și vi le putem arăta. Scuze, nu vreau să pierd aceasta, de exemplu. Complicat. Nu știu cum să ajung la toate lucrurile din picioare, dar poftim. Da. Bun, o să încerc așa cu. Da, bun. Ok, deci subiectul și titlul fotografiei expuse în 1940. Ok, deci nu, asta o să fie practic imposibil. Deci deja am sărit peste 6 rânduri. Ok, bun. Deci, vorbeam despre fotografii care au fost achiziționate de
Muzeul de Artă Populară după 1953 și care sunt printuri, da, sunt pe hârtie, deci nu avem de-a face cu film. Filmul este doar colecția Bauch donată în 95. Acestea sunt fotografii, de fapt, contacte. Dar ele cumva pot informa, să zicem, periodizarea și și cronologia colecției Bauch. Ok. Și am pierdut unde eram datorită microfonului. Ok, să vedem dacă suntem aici. Nu, suntem aici. Suntem aici. Scuze. Dificil să folosesc tot stânga, dreapta. Okay. Bun. De exemplu, există o serie de fotografii, cum ar fi aceasta, MAP 1012, care este identificată ca fiind Bauch în colecțiile muzeului și după discuții despre cotă și despre unde am putea să o plasăm în funcție de port și așa mai departe, am decis că ar putea să țină de campania Dâmbovnik. Acum, această fotografie a fost achiziționată însă în perioada Samurcaș, iar cele pe care vi le arătăm acum, în perioada post 1953. Repet, ele sunt din MAP, nu sunt din colecția din 1995. Donată în 1995. Bun. În inventarul colecției MAP, una dintre aceste fotografii, le aveți aici. Da, vi le arăt pentru că nu au mai fost publicate, din ce știu, și noi suntem de părere că ar fi tot Bauch. Sau eu sunt de părere că sunt. Ele au fost achiziționate cu aceeași factură și asta e foarte util pentru noi pentru că indică provenanța și asta este foarte bine de avut într-un muzeu. Provenanța este indicată pentru o serie largă de fotografii și le-am înșirat aici pe toate. Pentru că nu sunt încă încărcate în platformă și sunt doar un textul care va fi publicat despre platformă, vi le arăt în interiorul textului. Această informație, deci informația în urma căreia le-am achiziționat, știm cum au fost achiziționate, precum și formatul fotografiilor, indică că au fost realizate de Aurel Bauch, după mine, în timpul cel puțin două campanii etnografice. Bun, și acum că vi le-am arătat, ne întoarcem la platformă. Bun. Un alt caz de datare și identificare este acest caz. O fotografie foarte faimoasă, Bauch, de altfel. Moșnean din Argeș. Este un portret realizat în timpul campaniei Dâmbovnik. Fotografia a fost publicată și expusă în diverse contexte. BA 520 apare pentru prima dată cu semnătura Aurel Bauch pe coperta revistei România Literară. El publică foarte multe fotografii în România Literară, foarte multe, aproape în fiecare număr. Și sunt, asta spun pentru cei care sunt interesați de Aurel Bauch, sunt foarte multe nu sunt în circulație, ca să zicem așa, adică nu au fost menționate de literatura secundară. Ok, deci apare pe coperta revistei România Literară în 12 mai 1940 cu titlul Cap de țăran. Eu cred că această publicare s-a datorat premiului acordat pentru această fotografie la cea de-a șasea competiție ONT organizată în martie 1940. Bauch a primit atunci premiul 2. Din nou, părerea mea că nu a primit premiul 1 se leagă de contextul, să zicem, politic din vremea respectivă.
în numărul din aprilie 1940 al revistei ONT, rezultatele concursurilor sunt publicate și fotografia este însoțită de titlul Moșneani din Argeș, ceea ce mă face să, mă gândesc că asta este într-adevăr titlul publicat de Bauch, la sugestia lui Bauch, pentru că e în expoziție, dar e o fotografie publicată în, expusă în contextul acestei expoziții. Ceea ce înseamnă că în acest context, și asta este un caz unic pentru platformă, am spus la un moment dat că o să discut despre extreme, asta este un caz, singurul caz pentru care avem un titlu. Și este singura fotografie pe care avem un titlu dat de autor. În rest, fotografiile și marea majoritate a fotografiile, de fapt, mai toate fotografiile care au fost publicate până în prezent, la titlu veți vedea că este menționat neintitulat și ceea ce apare ca, să spunem, titlu este de fapt o descriere foarte succintă, ceea ce noi numim subiect. Asta ne-a ajutat să avem o oarecare coerență în platformă. Bun, deci asta este cazul extrem, avem titlu. O imagine similară, intitulată Bătrân din Ghiganul de Sus și publicată în Jurnalul de Sociologie în 1942, plasează această fotografie în timpul campaniei din Dâmbovnik în 1939. Deci asta înseamnă că avem și datare, știm și când a fost realizată. Deci grozav. 15 ani mai târziu, în 1955, Bauch expune din nou BA520 la expoziția de fotografie Patria Noastră, expune acum ca membru al jurului următoarele lucrări. Brazdă din brazdă, care este un joc de cuvinte, presupun, care sugerează legătura între riduri și muncă, un cocoș între cocoși, pornirăm la prășit, lălița moaie cânepa, predarea cotei e sărbătoare, că suntem după 53, Mitruț visează, se dăstreamă ceața la Lupeni și așa începe dimineața în Maramureș. Aceste titluri sunt extrem de sugestive și toate s-ar putea referi la negative din colecția BAU. Un cocoș între cocoși, să vedem dacă îl găsesc. Iată-l. El este un cocoș între cocoși. Este, nu știu, presupunem. Pornirăm la prășit. Trebuie să-l găsesc. Târg, ambianță, nu. Portret, nu. Scuze. E foarte greu să fac totul cu... Da, dar nu pot să dau search, că trebuie să-i dau drumul ăsta, nu? Deci... mă rog, ideea este că... Da. Da, o aveți aici, pornirăm la prășit. Asta credem noi că ar putea fi pornirăm la prășit. Ei, am găsit-o. Lelița mai cândva ar putea fi 550. 558. Deci, dar asta nu înseamnă că avem un titlu, îți arată doar un context. Și din toate titlurile enumerate aici, unul singur, deci în contextul acestei expoziții, unul singur este însoțit de reproducere și reproducerea este portretul de țăran care poartă numele Brazdă din Brazdă. Ceea ce înseamnă că într-un parcurs de 15 ani, Bauch a publicat o imagine, aceeași imagine, cu două titluri diferite în funcție de contextul ideologic. Era foarte complicat, problematic pentru Bauch să publice în perioada post-1953 chiar rezultate ale cercetării sociologice din perioada interbelică. Și pentru asta este o întreagă literatură despre când a fost reinstituită disciplina în comunism și așa mai departe. Prin urmare, este posibil ca atât titlul dat de fotografie, expus la cea de-a șasea expoziție ONT, cât și titlul expus la expoziția din 55 să fie indicate de autor, pe când publicarea în Sociologie Românească sau în România Literară sunt mai mult ca sigur, cum să spun eu, alegeri editoriale, deci probabil făcute de editorii revistei sau jurnalului.
Și același lucru se poate spune despre alte două fotografii în Scânteia, publicate în 1946, care sunt din expoziția Bauch, cea de-a doua expoziție personală, din 1946. Și să vedem dacă le găsesc. Nu. Da. În Scânteia, această fotografie poartă titlul În pragul porții așteaptă și este o reproducere a negativului. Nici nu este o variație, nu este ceva care ne ajută să plasăm fotografia, este chiar negativul din colecția Bauch. Între 1945 și 1947, Bauch a lucrat și la proiectul dedicat Văijiului, în colaborare cu Geo Bogza, și expoziția personală pe care am menționat-o deja, și cartea Oameni și cărbuni, publicată în 1947, sunt parte din același demers, dar a lucrat și la campania etnografică din regiunea Gurghiu. Și asta este important, aici este iarăși un caz extrem, pentru că, sau un exemplu de caz extrem, pentru că fotografiile făcute în această campanie sau făcute de Bauch în această campanie sunt considerate pierdute sau, mă rog, se consideră că, adică, da, că nu mai există, că au fost distruse. Campania s-a desfășurat în două etape, în 1945 și în 1947, în Valea Gurghiului, cu accent pe Reghin și Hodac. Sanda Golopenția, care a publicat foarte mult despre campaniile etnografice și despre implicarea tatălui ei în ele, plasează prima campanie etnografică în regiunea Gurghiu pe întreaga lună august 1945 și călătoria lui Bauch pentru documentare între 10 și 15 august. Pe lângă seria de negative deja plasată în timpul campaniei Gurghiu, și aici acum e un efort fantastic să găsesc. Nu. Da. Deci va trebui să las. Ok. Explore Archive. Deci să vedem. Gurghiu. Și aici vom avea toată seria. Să sperăm. Funcționează. Și că o puteți vedea. Deci asta este seria Gurghiu. Gurghiu. Ce știm sigur. Că aparține seriei Gurghiu. Publicată în iulie 1900, deci pe lângă aceste fotografii pe care le știm sigur și care sunt primele 5, ar mai fi una pe care am adăugat-o recent și care este Topitul Cânepii în această serie. Ea a fost publicată în iunie 1947. Credem că a fost făcută în prima campanie din Gurghiu în 1945. Și este singura pentru care putem să stabilim exact perioada, tocmai datorită acestei publicări pe coperta Verso a revistei ONT. De exemplu, pentru alte fotografii din serie, pentru alte negative din serie, nu putem spune lucrul ăsta. De exemplu, Târgul din Reghin, care este asta, sper că vedeți, așa, nu știu cât se vede, a fost publicată pe coperta Verso a revistei ONT din 4 septembrie 1948, acum redenumită Turismul Popular, și data publicării în acest caz ne indică un timp mult mai larg, o periodizare mult mai largă, care include și campania din 1945, dar și pe cea din 1947. Și din documentele pe care le avem azi la dispoziție, se pare că cele mai multe locații
să spunem, cercetate în timpul campaniei din Gurghiu în 1945, au fost revizitate și în 1947, plasând astfel negativele din colecția Bauch, cu excepția topitului Cânepi, între 10 august 1945 și sfârșitul lui septembrie 1947. Și aici, da, avem perioada, data când a fost realizat. Și asta o face, din nou, un caz foarte unic, pentru că știm la câteva zile data creării. Lelița Mai Cânepa și târgul și brazdă din Braznă sau țăran din Argeș arată o istorie de publicare și expunere care se extinde dincolo de perioada interbelică, așa cum ar sugera donatorul, prezentând rezultatele istoriilor sociologice din perioada interbelică într-un caz în care disciplina era tabu. Istoria publicării și expunerii, coroborate cu o serie de contexte culturale și ideologice din anii interbelici și postbelici, plastează negativele din colecția Bauch într-o cronologie care indică o periodizare mult mai largă, și anume 1938-1961. Am avea o teorie că ar fi de fapt 1936-1961, dar trebuie să investigăm această teorie mai mult. 1938 ar fi momentul primei expoziții personale și a campaniei etnografice Bălen Prut, 1961, momentul în care Bauch pleacă din România. Da. Acum, ideea ar fi, cred că mă aud și fără. Ideea ar fi să discutăm puțin despre conexiuni. Și despre faptul că ele pot genera, sau mă rog, cercetarea generează conexiuni care leagă artefacte în interiorul colecției. Și sper să mă pot întoarce, dar nu cred că o să fiu asta. Deci, cercetarea a dus la conexiuni care îți oferă, să spunem, o mini-expoziție cu seria Gurghiu sau o mini-expoziție cu seria Dâmbovnic sau o mini-expoziție cu, nu știu, portrete. Dar, de asemenea, cercetarea informează și legătura cu alte colecții. Iar atunci când vine vorba de contribuție, sper să le găsesc. Da. Contribuie. Acestea ar fi modalitatea noastră de a invita publicul specialist și nu numai, publicul entuziasm, de a colabora la această cercetare. Marea miză acestei arhive este că este una participativă. Asta înseamnă că vizitatorul îi se dă posibilitatea să fie activ. Și să fie activ nu înseamnă doar, nu știu, plimbarea prin arhivă, deși încurajăm și susținem foarte mult această plimbare, dar și, dacă se poate, și v-am invita, pentru că aici sunt, văd, și specialiști din alte muzee, să contribuiți cu conținut. Și la secțiunea de contribuie, ți se explică că această platformă este o platformă colaborativă și ți se explică și cum poți da o contribuție, cum poți contribui. Și ideea ar fi ca în momentul în care observați, nu știu, inadvertențe în informație sau știți informații pe care noi nu le știm, să contribuiți. Contribuția este apoi discutată de membrii echipei, după care este postată. Chiar și atunci când nu știm foarte multe lucruri despre artefact, încercăm să fim foarte transparente. Și încercăm, și aici marele merit este al Ioanei Popescu și al lui Iris Șerban, să creăm legături cu alte artefacte din colecție care pot să-ți dea un context.
pentru filmul respectiv. Și aș vrea să vă dau un exemplu. De exemplu, asta este Ambianță la târg, care este o bucată sonoră. Și încerc să dau de ceva creat de Ioana. Scuze. Știu că la târg, sunt multe la târguri, sunt multe, multe la târg. Dar nu știu de ce doar asta, scuze. Trebuie să las telefon. Dacă nu e târg. Așteptăm. Iată, da? Deci încercăm să dăm o imagine foarte complexă asupra unui fenomen sau asupra unei imagini sau asupra unui context cultural. Atunci când nu știm și nu și suntem foarte transparenți cu faptul că nu știm, creăm un context, dar asta este tot un pas către utilizator și tot un pas ca să cumva stimuleze contribuția, dacă există o contribuție. Cam atât. Mulțumesc! Ok. Da. Da. Ok. Cred că aici sunt mai multe etape, cumva. Etapa, cumva, prima etapă, să zicem, sau primul lucru în care s-a discutat, cumva, în momentul în care am demarat proiectul, a fost cum putem să-l scriem, pentru că noi ne-am înscris la proiecte digitale în competiția AFCN. Și cum putem să, adică care ar fi plusul de valoare pe care ar putea să-l aducem ca arhivă online. Pentru că în mod normal sunt o mulțime de arhive online care îți arată metadate mai mult sau mai puțin complexe, care îți ok, da, acum pot, da. Da. Pe bune? Ok. Da, ce spuneam? Prin urmare, ideea era să vedem ce ar aduce nou platforma și cum ar fi ea diferită față de o arhivă online care, de fapt, e în mare măsură o oglindă a depozitului digital. Da? Depozitul digital însemnând toate artefactele digitizate după ultimul standard, pentru că trebuie să faci backup și trebuie să ții pas cu tehnologiile de digitizare și atunci trebuie să faci backup în funcție de ultimele tehnologii. Un proiect care să cumva să recupereze, să producă ceva, să aducă ceva nou, a însemnat un fel de întoarcere, nu știu cum să zic, pentru mine întoarcere, pentru că am mai lucrat pentru proiecte de digitizare, la o literatură care ține de digital humanities. Deci, o literatură care îți explică ce înseamnă curatoriatul digital, cum se face corect, cum ar trebui tradus în context românesc, mă rog, asta mai degrabă am făcut noi, și
cumva care ar fi pusul de valoare. Și atunci ideea, așa a apărut ideea de a avea o platformă participativă, pentru că în general, și de asta platforma Mețerei este prima arhivă participativă din România, pentru că în mod normal ai arhive pasive, da, exact cum am zis mai înainte, te plimbi și vezi sau cercetezi, dar nu poți să contribui, adică contribuția ta este poate, nu știu, redusă la o remarcă, un blog sau, da, nu e, cum să spun eu, nu este o activitate de co-curare în care vizitatorul sau utilizatorul să poată deveni creator de conținut. Ok, asta ar fi o etapă. Apoi, etapa următoare a fost lucru cu cei de la echipa RISI și modul în care am încercat să, să, nu știu cum să spun, să traducem ceea ce am dorit noi, astfel încât ei să aducă din nou un plus de valoare. Și pentru noi era foarte importantă dimensiunea imaginilor, dar în același timp era foarte important să le protejăm. Și era foarte important, era foarte important felul în care utilizatorul ar, ar intra în platformă și ar folosi-o, ce ar vedea. Și pentru noi asta era foarte important. În special pentru tradiția proiectelor create de Arhiva Mețelei, seria Ochi în Ochi și așa mai departe. Deci e o întreagă tradiție de a vedea imaginea pentru ceea ce este, artefactul pentru ceea ce este și nu legătura sau nu utilizarea fotografiei ca o ilustrare pentru un text sau o ilustrare pentru o cum să spun, o imagine video. Conexiunile cu astfel de artefacte îți dau un complex sau un context, nu se ilustrează una pe cealaltă. Asta este următoarea etapă. Apoi a urmat o serie de, să spunem, întâlniri în care am discutat așa foarte aprins de multe ori cum am vrea să arate și echipa RISI a fost, cum să spun eu, foarte creativă din acest punct de vedere, adică a întâlnit așa toate cerințele noastre și apoi, evident, a fost o perioadă de testare și aici vin, și aici vine, asta este rolul liceului cu care am colaborat. Dar de azi, nu, el îi spune că nu. Deci nu. Da. Și doi, să dezvoltăm
împreună cu elevii care se ocupă cu mare parte de lucruri și informatică și așa mai departe, aplicații sau mai multe lucruri conectate sau cum să zic, inspirate de platformă, dar care vorbesc pe limba lor. Aplicații de sportivă de educație. Da, în momentul ăsta, nu știu dacă ați dat mai mult de cercetare, nu l-ai făcut de cercetare, cred că s-a lucrat 25 de oameni în plus. Pentru tine, dar și la 6 luni, s-a lucrat un an și ceva și nu am fost absolut... E foarte mult timp se poate pune cu tine, se lucrează foarte mult, numai cât timp ați făcut vestit de viață, nu mai e cercetare că lucrează. Apoi pe design, apoi pe retratate, care e tabel, nu știu, 67 de date de tabel pe fiecare imagine și așa. Iar Samsung și ceilalți sponsori e în principiu la agenda de sponsor. Și la întâlnirea pe care ați avut-o cu elevii acum, anul ăsta, deci înainte de lansare, despre ce ați vorbit? A fost o întâlnire cu elevii care, în mod subiect, a fost foarte interesant să vedem reacțiile lor. Fiind elevii la Liceul de Informatică, evident că primul lucru a fost să se uite la codul din spate, pe care nu poate accesa la lucrările, eu nu știu să fac asta, dar ei știu să fac asta. A fost apoi să deschide YouTube și să suprapună, deci nu le-a zis nimeni nimic, pur și simplu le-a zis 10 minute să se platformă. Au deschis YouTube și am început să suprapună filme de la noi cu cele din arhivă, deci un fel de mixing sau DJ sau așa mai departe. În mod surprinzător, sunt bucăți din platformă în care sunt texte explicative, conceptuale. Unii dintre ei au citit ceea ce eu nu ne așteptam. Și bine, au fost mici, mici contacte în momentul acesta, dar parteneriatele se construiesc încet și eu aș vrea să mai zic un lucru. Iar cred că ne confruntăm cu niște dificultăți financiare absolut halucinante. Nu avem bani de mânuși, nu știu dacă suntem cu 60 de bani, nu știu cu care să lucrăm pe arhiva. În momentul ăsta ne s-a ajutat să vrea mai încetat. Probabil și la cum e să fac pe tine acum, de știe, și atunci materiale de acum nu vom aplica la această afacere pentru că nu avem mai de finanțare și așa mai departe. Și probabil că de acum încolo va trebui să mergem la instituții de arhitectură care au posibilități financiare pentru a dezvolta ateliere și așa mai departe. Și tot ce înseamnă content lucrat pe platformă care să fie făcut cu resurse interne în timp ce mai facem alte. Dar, apropo de parteneriate, pe mine ce mă interesează legat de platforma asta e, evident, partea de conținut, adică cum deschide metadatele și cum le fac și mai departe. Și aici, oamenii ca tine sunt foarte importanti, pentru că nu poți fi unul dintre acele persoane care contribuie, văzând o imagine, văzând cu ceea ce ai tu în activa ta. Fără ca activa ta să fie, nu știu, vie online, ci doar, nu știu, sugerarea unui context, care pe noi în situație duce foarte departe. Ca să citez o teorie sau o informație pe lungă, nu știu niciodată pe lucru. Da? Adică, ideea ar fi ca și alți, și alți administratori de parte de lume să intre într-un soi de conversație cu noi. Altfel, arhiva și din lipsa banilor, dar și din lipsa conversației și de baterii, poate deveni foarte repede un mortuar digital. Și un mortuar digital este o arhivă care o publici, o arăți, este foarte frumoasă, dar nu o folosești nimic. Și nu vă întreb întâlnitor,
găsit și fotografie din ceea ce vă rog, dar dacă vă rog, expoziție, acerca o mamă, s-a părut de la mine. A fost ucenicul lui Aurel Bauer, s-a mutat în acolo lui Aurel Bauer, între 38-44, și așa am ajuns să investigăm diverse piste Aurel Bauer, ca să înțelegem mai bine subiectul albumului nostru. Și sunt lucruri extrem de interesante legate de tipul de care expresionistă care e evident, inclusiv în fotografiile de documentație fotografică. Asta legat de ideea participativă. Eu v-am adus un exemplar de acest album. Mulțumim! Să intrați în platformă, așa, la Contribuie, să intrați în platformă și să urmați acești pași și să ne spuneți ce știți, acolo în platformă și platforma care să fie un instrument. Mulțumim pentru album și o să-l studiez cum ajung acasă, așa. Dar pentru asta este platforma. Platforma este ca să discutăm între noi, ca, repet, oameni care păstoresc astfel de arhive să vorbească unii cu alții. Platforma asta nu este doar pentru mețere. Și, da, deci e creată de Arhiva Etnologică a Mețerei, dar nu este doar pentru mețere. Și poate constitui un model de bune practici și știu că Iris își propune să facă și un training legat de asta aici, dar este în primul și în primul rând un soi de forum. Da, e un forum sau un grup de lucru în care lumea chiar este invitată să spună ce știe sau să ne indice piste de cercetare. Poate și noi putem indica piste de cercetare pentru ce au alții. Dar, repet, platforma nu este doar pentru MTR. Îți arată ce are MTR și noi suntem foarte transparenți apropo de ce și cum știm, dar nu e doar asta. Da, da. Și noi vom mulțumim. Despre asta foarte mult, pentru că mi se părea mult mai important cumva să arătăm cum am construit noi platforma, pentru că toată informația asta descoperită, nu numai de mine, de mai toată lumea, nu știu, Ioana care venea și spunea, nu cred că e așa. Și eu eram absolut sigură că e așa și atunci tot narativul meu se ducea naibii. Adică făcând o observație absolut banală și vizibilă, care cumva îndoia, să zic, argumentul. Ok.
pentru, în general, bibliografia despre Bach se concentrează asupra perioadei pariziene și asta înseamnă înainte și după, înainte de 1936 și după 1961. Și această perioadă sau perioada de la Berlin, pentru că între 1921 și 1923, sper să nu greșesc, a stat la Berlin și pentru că a stat la Berlin și a studiat la școala lui Arcipenko sau cu Arcipenko, foarte mulți din colecționari încadrează opera lui Bach în stilul Bauhaus. Mie mi se pare, eu nu sunt un expert în Bach, pe mine mă interesează patrimoniul și încerc să fiu responsabilă față de el. Dar cred că Bach își păstrează aceste calități chiar și atunci când face fotografie de documentare. Și asta înseamnă că își păstrează aceste calități sau pe întreaga perioadă interbelică. Lucrul ăsta nu se întâmplă însă pentru catalogul București. Dacă ați văzut catalogul București, acolo avem de-a face cu un soi de estetică care este, nu știu cum să-i spun, sanitară. Nu știu dacă asta este un cuvânt bun. Dacă ne uităm, de exemplu, la fotografiile făcute în perioada Văii Jiului, unde Bauch îți arată oameni goi lucrând în mină, așa ceva nu mai putea fi publicat după 45, în special după 48 și după instituirea realismului socialist. Acolo, cumva, estetica lui trebuia drastic modificată, astfel încât să se încadreze contextul estetic respectiv. Cam atât. Da. Mai multe da. Păi dacă... adică sunt, au fost înghițite de platformă. Așa. Dar, de când pe urmele tale, în povestea cercetării tale și uitându-mă la imagini pe care, slavă Domnului, ești foarte bun, am avut pentru prima oară revelația că ce mi se pare foarte interesant e că pe baza acestor imagini am putea eventual să refacem cu riscurile oricărei de reconstrucții, să refacem puțin felul în care practica lui fotografie, atât cu stilul lui, putem despre stil, o puțină. Văzând imagine, de exemplu, cele două imagini cu rufele de Isenăian, da? Bau pleacă pe teren, pleacă pe documentare, e într-un sat, din echipă cu camera de la TV și descoperă această imagine absolut fabuloasă. Ce face? Cum face? Fotografiază din ce se vede din cele două imagini alăturate, fotografiază din același punct de perspectivă, se vede în fundal, iată, casa, copacul, direcția rufelor numite la uscat este aproape aceea, deci păstrează același punct de perspectivă și merge spre planta strâns, spre cadrul strâns, să spunem, da? Iar o imagine generală, poate că mai există și alte imagini, noi suntem în fața a două imagini, poate există până la cadrul strâns pe femeia din față, da, care întinde deci asta este un pas pe care îl facem. Nu avem alte imagini și de căutat, dar nu știu dacă există, imagini cu aceeași realitate, același cadru, privind din altă perspectivă. De exemplu, mă duc puțin mai la dreapta, am cu totul alt fundal și am cu totul altă dinamică a acestor fotografii. Și a liniei. Aș zice mult mai degrabă constructivismului. Deci, asta este o poveste. Oare așa făcea Bach?
Nu riscați să aibă singur cadru care să iasă cine știe cine. Doi, imaginea cu cocoșul între cocoși. Asta m-am gândit să e de mult. Că de fapt e o imagine a unei... Este un negativ, a unei... Cred că nevoia de a, eu cred că a pierdut imaginea. Da, și spun asta pentru că cred că era foarte riguros apropo de ce, crea. De exemplu, din interviurile făcute de Zoltan Rostaș, reiese că nu-și dădea filmele, că nu dădea originalul, de exemplu. Și bănuiesc că în acest caz l-a pierdut sau, și atunci încerca să documenteze faptul că a avut acea... Nu e singura, da. Da. E, mai este una în colecție. Da, da. Da. Fie mai multe, evident, da. De arhivarea acum, da. Da. Dar este importantă. Scrierea datei într-o anume lună... Sigur. Din perspectiva artei fotografice și din perspectiva creației lui Bauhaus, asta este mult mai important decât să stabilim, nu știu, că fotografia a fost făcută în septembrie 1939. Da, asta cu septembrie 1939 sau, nu știu, făcut tabel cu toate datele posibile și imposibile din care să-ți dai seama când a fost făcută fotografia, repet, este... Doar ce informează sau doar cercetarea care a informat și de care a fost nevoie pentru arhivă, pentru platformă. Partea de, nu știu, de, să spunem, filiație estetică, nu știu, așa, și sau de așa, unde să-l plasăm estetic pe el, iar mi se pare foarte importantă, dar cred că genul ăsta de investigare a manierei lui de lucru poate să fie foarte importantă pentru creația Bauhaus, mai ales că nu, și aici nu vorbesc din perspectiva unui specialist Bauhaus, ci din perspectiva unei persoane care a încercat să facă due diligence, adică să încerc să fac contextul pentru cât mai multe fotografii posibile ca să le putem publica responsabil. Da. Dar apropo de ce ai zis tu, aș vrea să mai arăt și încă un caz de genul acesta și de asta cred că e chiar o super idee și că merită, sper să o găsesc, sper, nu știu, figura 3. Da, așa. Asta este încă una dintre... Da? Deci, când schimbă, suntem în același loc, una este din... una este, da? Din nou, seamănă, dar nu răsare.
puncte de interes diferite. Una este practică, alta sunt împetitirile. Da, dar e, e în același loc. E la distanță de 3 metri undeva. Și din nou, cred că asta era informat și de faptul că în Bauch se mișca foarte greu. Da? Pentru că a avut un accident foarte tânăr și accidentul ăsta nu l-a făcut foarte mobil și cred că, de fapt, modalitatea în care făcea fotografie era că se plasa într-un loc, căuta un loc și apoi, din acel loc, da, cartografia, de fapt, toate unghiurile de vedere. Da, e. Păi scrii tu la blog acolo. Scrii tu. Ok. Gata. Gata? Gata. O seară frumoasă și mulțumim că ați venit.